Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog de aici, de pe canalul Cristi prin România. Astăzi mi-am propus să facem o scurtă excursie prin județul Bacău. Mai precis, ne deplasăm de la Bacău către orașul Dărmănești. Iar până acolo o să vizităm un obiectiv, zic eu, foarte frumos și foarte interesant, plin de istorie, dar o să vedeți când o să ajungem. Sper să fie deschis. Nu știu care mai este situația pe acolo. Am intrat un pic pe internet și am verificat. Pare că ar fi deschis. Până să ajungem la destinație, o să vă las să vă bucurați de frumoasele imagini de iarnă autentică. După cum vedeți, pe aici, pe la noi, prin Moldova, a nins. Am avut vreo 3 zile de temperaturi foarte scăzute, au ajuns până la minus 20 de grade, deci iarna și-a intrat în drepturi. Ca să nu uit, dacă vă place și sunteți încântați de ceea ce vă prezint, nu ezitați să vă abonați la canalul meu, nu vă costă nimic, durează 5 secunde, încercați să distribuiți, dacă vă place să dați un like, e foarte important pentru mine, deoarece înseamnă că tot ceea ce fac este în asentimentul dumneavoastră și sincer îmi dă încredere să merg mai departe cu acest proiect. Până o să ajungem la destinație, la primul obiectiv, pentru că nu va fi singurul, o să mai mergem și o să vă mai arăt încă ceva astăzi. Vă las cu, așa cum v-am spus, cu priveliștea de iarnă. Drumul nostru către obiectivele pe care le-am
propus pentru astăzi, trecem și prin orașul Moinești. Un oraș, de fapt municipiu, Moinești, aparține de județul Bacău, un oraș muncitoresc pe vremea comunismului, așa a și luat ființă și mai ales s-a dezvoltat, a avut un boom de dezvoltare, deoarece marea majoritate a oamenilor din acest oraș lucrau în domeniul petrolului, a gazelor naturale, deoarece această zonă e o zonă în care se extrage petrol și gazele naturale, se extrag petrol și gazele naturale. Chiar și după 1989, orașul a avut o dezvoltare, dar se pare că în ultima perioadă se constată un regres din punct de vedere economic. Astea cauzele, nu intru eu acum în amănunte și să dezbat eu care ar fi cauzele. S-au închis multe sonde din zonă, oamenii au rămas fără servici, după care zona de aici, zona de extracție și de gaze naturale și de petrol, a fost privatizată, da, nu mai intrăm în alte discuții, nu face obiectul plimbării noastre de astăzi, doar faptul că am tranzitat acest municipiu în drumul nostru, am zis să vă spun câteva cuvinte așa despre și să-l prezint în câteva cuvinte.
Salut, dragii mei! După un drum, ați văzut, cam anevoios de iarnă, am ajuns și la primul obiectiv pe care ne l-am propus pentru astăzi, pe care mi l-am propus pentru astăzi, de fapt, și anume barajul Poiana Uzului și lacul Poiana Uzului. După cum vedeți, ne aflăm sus, partea de sus al barajului, într-un cadru superb. Am nimerit astăzi o zi, chiar dacă drumul a fost greu ca să putem ajunge aici. Peisajul este splendid, zi autentică de iarnă. Câteva cuvinte despre acest lac și acest baraj. Este un lac de acumulare antropic, aflat pe cursul inferior al râului Uz, în amonte de orașul Dărmănești. E aproximativ la 5 km de orașul Dărmănești. Lacul s-a format în spatele barajului, care este un baraj cu contraforți tip ciupercă, cu o înălțime de 80 de metri de la fundație, lățimea la bază 74 de metri, cea de la vârf 6 metri și lungimea de 500 de metri la coronament, fiind proiectat în cadrul Institutului pentru Planuri de Amenajări și Construcții Hidrotehnice București. Lucrarea a fost efectuată sub îndrumarea reputatului profesor și inginer Radu Prișcu. Lucrarea a fost realizată în perioada 1967-1972 de către întreprinderea de construcții hidrotehnice, după cum vă spuneam. Reprezintă cel mai mare baraj cu contraforți din România și al nouălea de acest tip din Europa, fiind încadrat în clasa 1 de importanță. În locul actual al lacului, înainte de construcția lui, a existat satul Poiana Uzului, localitatea fiind desființată în septembrie 1969 ca urmare a construcției în aval a barajului. Locuitorii satului au fost strămutați în zona Boiștea Dărmăneștiului, pe locul numit Lanul Dumbrăvița. La momentul strămutării, satul mai avea aproximativ 231 de familii. Barajul se află în proprietatea Ministerului Mediu, Apelor și Pădurilor și este administrat de către Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă, SIRET. Scopul acestui baraj, în principal, a fost pentru a alimenta județul Bacău cu apă. De aici, de la baraj, prin niște conducte foarte, foarte mari, este transportată apa care alimentează cam aproximativ tot județul, atât municipiul Onești, cât și județul Bacău. O las în continuare să vă bucurați de acest frumos peisaj.
găsit, oameni buni, următorul obiectiv pentru ziua de astăzi. Ne aflăm la castelul Ghica de la Dofteana. Iar în continuare o să vă prezentăm imagini de la acest, se pare frumos, castel, situat într-o zonă superbă. Vedeți, e cu intrare, biletul pentru adulți e 10 lei, elevii 5 lei. Dar văd că nu e nimeni deocamdată aici. Uitați, pentru agrement se găsesc și aceste biciclete pentru plimbare. Deci ne aflăm în interiorul castelului Ghica de la Dărmănești. Acest castel, care este situat în arealul Văii Trotușului, în comuna Dofteana, și face parte din imobilele deținute de familia Ghica, alături de palatul de la Comănești. Castelul a fost construit în stil romantic la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu rolul bine definit de castel de vânătoare. Domeniul în sine este renumit în acea epocă pentru veritabilele partide de vânătoare care se organizau în pădurile din zonă. Fauna fiind asigurată în apropiere de muntele Nemira și de apa Trotușului. Ca și istoric al construirii acestui castel, în 1887 Nicolae Ghica pune să se ridice pe domeniul o locuință administrativă cu parter și etaj, denumită impropriu la acea vreme hulubărie. La scurt timp după, proprietarul angajează un arhitect italian pentru a realiza planurile și a începe construcția acestui castel. Aduce materiale din străinătate și meșteri la fel. Iar în acest scop, castelul este folosit ca reședință de vară, de vacanță, de către familia Ghica. În perioada celui de-al doilea război mondial, între anii 1941-1944, castelul a fost folosit de către armata germană, aici fiind comandamentul Wehrmachtului. După întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, castelul este devastat de armata sovietică. La fel, aceeași soartă are și castelul de la Comănești. După venirea la putere a comuniștilor, naționalizarea domeniului se realizează în două etape. O dată în 1947, imediat după război, prin aplicarea reformei agrare, iar în a doua etapă, castelul și restul domeniului trec direct în proprietatea statului și castelul devine sanatoriu, spital TBC, casă de copii. Deci nu mai
Monument de artă, nu. După 1989, se pare că moștenitorii nu au dorit și nu au demarat procesul de revendicare, domeniul rămânând până în anii 2000 în proprietatea Consiliului Local, dar din cauza costurilor imense pentru întreținere, domeniul este pus în vânzare. Actualmente el este în proprietate privată și folosit pentru diferite evenimente. Păcat, pentru că acest castel este superb, dar procesul de degradare și-a pus amprenta asupra lui. Fiecare etapă a contribuit la distrugerea și degradarea castelului. Totuși, el având o construcție foarte, foarte solidă, încă a rezistat. După cum vedeți, totul e construit cu mult gust. Uitați ce scări de lemn au, 100 și ceva de ani, și cum arată. Și după cum vă spuneam, nu prea a fost întreținut cum trebuie. Aici e închis. Cum asta e interiorul castelului, acum o să ies și o să vedem și aici. Avem o sală. Un șemineu aici. Da, frumos, foarte frumos. Am văzut pe pereți foarte multe tablouri. Cred că sunt din acea perioadă, bănuiesc. O să mergem și afară să filmăm. Uitați, acolo, mai în depărtare, e și un lac cu un pod, dar, după cum vedeți, faptul că nu e obiectiv turistic și nu aceasta este direcția pe care au mers proprietarii, noi proprietari, de a-l reda turismului, nici nu e amenajat, vedeți, pe timp de iarnă. Abia au mai făcut niște pârtii pe aici, pe față, au dat zăpada, dar zona e superbă, e foarte frumoasă, vă dați seama pe timp de vară ce frumos e pe aici. Dați copaci seculari, e foarte, foarte frumos. Aici e o terasă, bănuiesc că vara e amenajată, atâta timp cât în clădire se organizează diferite evenimente, nunți, petreceri. Păcat că un asemenea obiectiv nu e folosit la adevărata sa valoare. Dar asta e o altă discuție. Eu am vrut să vă prezint ca și obiectiv de aici, din zonă.
dragilor, aceasta a fost scurta plimbare de astăzi, de la Bacău până la Dărmănești. O plimbare într-un peisaj mirific de iarnă. Ați văzut, am avut și ninsoare. Acum a dat soarele la drumul de întoarcere. Sper că v-au plăcut obiectivele pe care am considerat că sunt mai importante pe acest traseu. Poate mai sunt și altele. Astea vi le-am prezentat astăzi. Nu uitați, călătoria continuă. Dacă eu pot și dumneavoastră puteți, încercați și călătoriți, simțiți-vă bine. Iar până la o nouă întâlnire, eu vă urez multă sănătate, fericire și tot ce vă doriți. La revedere!